Te rugăm să iei un loc. Salut, coleguțu. Ce faci, mă? Ți-ai băgat tricou în pantaloni așa? Bună ziua. Mi-am cumpărat costum pentru astăzi. A, iertați-mă. Iată-l pe coleguțul nostru îmbrăcat deci, la costum. La 4 ani. Vrei ceva iute? Nu, mai târziu. Perfect. Scuze-ne puțin aici cei la noi în bucătărie. Dezastru, dar asta e. Ce face Alexandra? Foarte bine fac. De ce n-a fost aseară altfel? Că așa trebuia să se întâmple. Fix așa trebuia noi să nu. Se întâmple. Noi vroiam să fie altfel. Noi vroiam să mergem mai departe, să ajungem în semifinală și chiar în finală. Eu consider că unele experiențe ar trebui să fie unice. Iar eu, că am fost în această competiție Survivor All Stars, da, nu m-am mai regăsit. Simțeam că nu este locul meu acolo. Dar ce-ți doreai să pleci? Acum, sincer. Știi că la un moment dat ajungi într-un punct în care zici, bă, nici nu mai contează că o să fiu eliminată. Cred sau că și a avut punctul ăla, ea a trecut pe acolo deja. În sezonul ăsta. Da, dar știi, acum era, e dorința asta? De când eram la prima nominalizare, la primul duel cu Maria Lungu, îmi doream să plec. După, nu știu, domnul Dan a spus niște cuvinte care, nu știu, m-au încurajat și când a spus că sunt fostă semifinalistă, m-a făcut să mă trezesc puțin la realitate și să-mi aduc aminte ce clipe frumoase am trăit eu în sezonul meu și cât de departe am ajuns. Și am zis că nu, eu trebuie să lupt în continuare. Iar a doua oară când am ajuns la duel, am spus fie ce-o fi, încerc să fiu relaxată și dacă e să mai rămân în competiția asta, rămân, dacă nu plec acasă cu sufletul împăcat, pentru că eu știu de ce. Și ai plecat de ce cu sufletul împăcat? Foarte împăcat. Atunci asta e bine, dar haideți să vedem puțin câteva imagini și apoi revenim în direct și cu coleguțul nostru care pur și simplu este, cum să zicem, ca mut, o uimit, oală cu mut de uimire, presiune, cu un capac cu presiune. Da. Hai să vedeți imagine. Acuta oare când vorbim cu tu dacă erai bun, de ce n-ai luat punct? Eu da, am luat punct. Ideea este fiecare să aducă un punct, nu să fim cizme. Ce vrei să spui? Că am fost cizmă? Da, la finalul ăsta am fost cizmă. Păi da, asta ziceam. Da. Nu, n-ai pus la final, la culesul mingilor. Mereu greșești ceva la mingi, la... Nu lasă că ratezi. Eu n-am avut nicio șansă cu... Dar cu legele, am dat două din două. Fugi cu ele. Păi tu ai avut 700 de șanse, că a ratat într-una. M-a ratat într-una, Ștefania. S-a dus de două, de trei ori după mingi. Vreau să spun că acum ai văzut și tu imaginele, le vezi altfel din fața televizorului. Da, le văd altfel, dar nu regret ce am spus. Da, într-adevăr, am jucat ca o cizmă la acel game. Nu a fost finalul meu, dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci cu cuvinte grele către un coechipier de-al tău. Mai ales atunci când ți-e puțin mai greu, poate meriți mai multă încurajare, știi, ca să te scoată din starea aia, nu neapărat să te până la zi. Voi aveați ceva de împărțit de când ați trecut în... Te referi Andrei Ciobanu și... Da, da, pentru că s-au simțit niște disensiuni din secunda în care au pășit amândoi în partea cealaltă. Ce aveați de împărțit, de fapt? Că v-ați tot înțepat așa pe parcursul perioadei petrecute la Faimoș. Eu cu el n-am avut absolut nimic de împărțit. Dar nu-mi plăcea parșivitatea de care a dat dovadă și cum era el de fapt în fața faimoșilor și cum se purta, ce îmi zicea mie. Cine, nu-mi plăcea, Ciobanu? Da, nu-mi plăcea. Deci, pe Andrei Ciobanu îl consideri un concurent pervers? Îl consider că joacă la două capete. Ce pervers înseamnă asta? Că joci la două capete? Cu de la două capete, de că era și cu războinicii și cu faimoșii și mie nu mi-a plăcut chestia asta. Pentru că, de fapt, pe el l-a deranjat foarte tare pentru că i-am pus niște întrebări care din punctul meu de vedere și al faimoșilor n-au fost deranjante întrebările, ci răspunsurile lui. Și anume... Două secunde, iartă-mă pentru... Te referi la întrebările puse la masă când vorbeați toți? Nu, am avut seara o discuție după terminarea imunității în care am spus, Andrei, am și o curiozitate în cazul în care vei rămâne la individuale, pentru că tot spunea că vreau să rămân la individuale, la individuale. Și tot pronunța cuvântul individuale, tu cu cine ai fi? Cu Delea și cu Iancu sau cu Zani și cu TJ? Și răspunsul lui din start a fost, păi Iancu, păi stai puțin, mai bine tăceai, e o vorbă, că mai bine taci și lași așa, decât să spui o chestie și din punctul meu de vedere a ieșit ceva foarte urât. Putea să zică, păi țin cu voi sau nu știu, vom vedea la momentul respectiv. Adică ți s-ar părea normal în secunda care ai trecut în corabia cealaltă aia să fie echipa ta, exact, până la capăt? Exact, normal. Să fii loial lor? Exact, pentru okay. că cel puțin eu am stat mult mai mult la războinici decât am stat am stat mult mai mult la faimoși decât am stat la războinici. Și mi s-ar fi părut normal și el să facă același lucru. Să ajute echipa faimoșilor. Da, să nu joace la două capete. Într-adevăr, suntem într-o competiție, dar
fii loial. Pe cine vezi cel mai bun de la Faimoș? Toți au potențial. Sau, da, toți au dacă potențial. Ar fi să alegi un câștigător de la Faimoș, unul de la Războinici? Toți au potențial, nu pot să mă dau cu părerea. Să zicem în finale, trebuie să fie doar unul, știi cum e? E un joc pe care îl face. N-am cum să mă dau cu părerea la asemenea lucruri, pentru că la Survivor e cu dus și întors. Odată ești foarte sus, odată... Nu pot. Nu să ghicești. Pe cine ai vrea tu? Tu, Alexandra Ciumaga, ai posibilitatea astăzi, prin forța dobândită de la noi, stai să-ți dau forța, perfect, să alegi un faimos, faimoasă sau un războinic, războinică. Nu știu. Chiar nu știu, nu pot să mă dau cu părerea la așa ceva. Consider că nu sunt în măsură. Băi, dar e un joc, adică nu se întâmplă tocmai, nimic. Păi tocmai, e un joc. Adică... E ca cel mai bun să câștige. Vezi, uite, unii oameni le dau aici mesaje, spuneau că s-a observat că nu prea erai asumată în această competiție. Asumată că ce? Să fie așa foarte directă. Păi tocmai am fost directă, dacă nu simt pe cineva, nu. Dacă vedeam că era un sportiv care aducea de fiecare dată punct, din punct de vedere social, era foarte drept, puteam să îl denumesc. Dar atâta timp când nu... Adică pe overall așa, pe toate planurile și social și sportiv, nu găsești unul să zici că merită? Adică niciunul nu se comportă exemplar pe plan social? Da, uite, ăsta aș vrea eu, e punctul de vedere. Am uite, spus, place, țin, de exemplu... țin minte cu fiecare, țin m-am scuzat, am memorie. Țin cu fiecare, nu am un preferat. Alexandra, trebuie să alegi unul. Alexandra, pot, nu termină emisiunea și nu pleci de aici. Nu pot, nu vrei să știți cât de vrei să te ducem în exil? M-am obișnuit deja când am ajuns în competiție și am văzut că sunt în exil, mi se părea ceva normal, am zis, da, dacă stau aici toată competiția. Într-adevăr, Busu astăzi nu a ajuns la emisiune pentru că are piesă de teatru în această seară, întreabă telespectatorii, nici Magi tot, pentru că și el are spectacol de magie, dar telespectatorii noștri sunt foarte vigilenți și cineva zice, Măruț, îmi plac ciorapii lui Coleguțu. Băi, Ciuca, ai observat? Se potrivesc de minune. Trimit un set, două de perechi. Să rupă la budea prost. Ce ciorapii ai mânăne aia? Cu roșu, eu cred că ține cu faimoșii. Doamne, ce răpei. Alexandra, ești cea mai frumoasă, zic telespectatoare. Altcineva zice, foarte bine că ai ieșit. Vezi, foarte era bine, da. Eu chiar îmi doream să câștige, Alexandra. Uite, vezi cum sunt telespectatorii noștri. Părerile sunt împărțite. Da, dar cineva zice, uite, ești cea mai frumoasă, m-am uitat la Survivor doar să te văd pe tine. De acum nu o să mă mai uit, ești numărul 1. Deci mi-ar plăcea lumea să nu mai vadă doar frumusețe, să vadă și dincolo de frumusețe. Pentru că majoritatea oamenilor care sunt mamă e frumoasă și cum și... Dar de ce crezi chestia asta? Ai avut de suferit din chestia asta? Da, am avut de suferit. Tot timpul trebuie să demonstrez și altceva decât că sunt frumoasă. Da, am înțeles, sunt o fată simpatică, drăguță, amuzantă, dar cred că mă duce și pe mine capul, nu știu, cred că am demonstrat și eu, dacă nu sezonul ăsta, sezonul trecut. Tu ai avut mitra de suferit din cauza frumuseții? Până în punctul în care mi-a căzut părul din cap și din barbă. Dar chiar voiam să te întreb unde ți-ai făcut părul. Nu cunoșteați mai demult? Am înțeles. Nu vreau să permit. Am venit pornit, Coleguțu, spun sincer, am venit pornit să-i spun două, trei lucruri în față. Ce să-i spui, Coleguțu? Nu știu, îmi plac pantofii. Cât ai? Ai 45? Am 45. Facem schimb. Ce? Facem schimb. Uite ce frumusețe are. Poate-și dă un șpiț de la... Alexandra, m-am uitat la Survivor doar pentru tine. Ești cea mai frumoasă fată de acolo. Să știi că primești foarte... Mulțumesc. Așa... Sunt încercăm. A lăsat-o pe Ana Porgras să câștige la duel? Întreabă cineva? Sincer, cred că nu mi-am dat destul silința. N-am lăsat-o, s-a văzut că am luptat, dar nu-mi doream atât de tare pe cât își dorea ea. De-aia am spus și pe rețelele mele de socializare că Ana Porgras merita mult mai mult să stea în competiție decât mine, pentru că se vedea că își dorește mult mai mult față de mine, care... Uite, eu eram cu gândul acasă. Ce mai zic telespectatorii, vine și un material. Iartă, Alexandra, o fată cu bun simț și cu mult rafinament, succes. Da. Alexandra, ești numărul 1, te ador. Uite, știți mesaje de la telespectatorii care acum sunt în direct cu noi, efectiv. Cineva zice că meritai asta să rămâi mai mult. Pentru că e foarte frumoasă. Da. Eu vreau să știu așa, apropo de loialitate, pentru că ai spus, trebuia să fiți loiali, să faceți echipă, bla bla, ați plecat împreună de la echipa războinicilor și la masa aceea pe care ai ocolit să spui, pentru că eu ți-am spus mai devreme, zici, nu, că era discuția aia de cu seara, dar eu vreau să știu de discuția de cu la prânz. Da. Când la masă, da, ai dat în Andrei. De ce ai dat în Andrei? Ai dat în Andrei. Mi-am spus punctul de vedere. Cum l-am făcut de râs? Asta ți-ai spus. Dacă ești loială, dacă e colegul tău, mă întrerupi. Îmi cer scuze. Sunt frumos și eu, așa că bine, hai să o luăm ușurel. Bun. Dacă ești loială, dacă ați venit parteneri, colegi,
ce vrei tu, teammates. De ce dai în el de față cu ceilalți, îl frustrezi și îl faci de râs și vrei să... Ai făcut-o și în consiliu? Vrei să zic că ai făcut-o și în consiliu? Ai fost foarte rău, zâmbești, știu, ești frumoșică. Nu ai fost răutăceasă. Ai fost răutăceasă și în consiliu ai zis, ce Andrei, ți-era frică să mergi cu mine la... Păi da, dacă ești bărbat, trebuie să te duci la război cu oricine. Adică Andrei nu e bărbat? Păi din moment ce tu spui, măcar deci mai bine tăcea și nu zicea, o, Doamne, mulțumesc că nu m-am dus la duel. Frate, tu ce-i cu fată? Poate era rușine să meargă, să învingă o fată. Atâta timp cu tot timpul mergi în junglă și zici că eu sunt bun, că o să ajung la individuale, că o să sunt cel mai tare. Păi cum vine asta după când ajungi la, în consiliu, tremur că, aulă, dacă sunt la duel? Nu, frate, merg cu... pieptul înainte și văd ce-o fi. Dacă sunt cel mai bun, vreau să arăt că sunt cel mai cineva bun. Cineva zice că ești bravo, nu numai frumoasă. Cineva spune că ești, că ai fost alunecoasă la Survivor. Da, într-adevăr, am căzut costumul de baie de pe mine de la apă. Nu, cineva zice că alunecoasă la modul că jonglai așa cu lucrurile acolo. Te întreabă cineva de teorema lui Pitagora, nu știu ce legătură are. A fost vreo poveste acolo? Nu. Așa. Alexandra nu merita să plece, este o fată frumoasă și talentată, că a pus sus. Cineva zice că erai, încerc eu să traduc cuvintele astea, mai certăreață. Certăreață. Da, răutăcioasă, colegul. Am tradus. Mai certăreață acolo. Am înțeles. Erai? Păi nu știu, vi s-a părut că am avut vreo ceartă, vreo discuție în contradictoriu cu cineva? Au fost câteva materiale, într-adevăr, în care ți-a plăcut să te înțepi cu unii dintre colegii. Păi dă un exemplu concret. Hai, dă cu exemplu. În primul concret. Rând este exemplu, nu exemplu. Am spus pentru exemplu. Că așa se citește în limba română, X-ul exemplu. În acest cuvânt. Hai, nu mai face tu pe domn profesor cu noi. Coleguțul cam treabă. Coleguțul, vezi că Alexandra primește din 100 de mesaje 95. Normal, că dacă eram frumoși, primeam și noi. Păi de asta zic, hai să o lăsăm pe Alexandra aici să fie alături de noi. Cineva zice, Alexandra era certăreață, dar în același timp și amuzantă. Certăreață. Nu, dar vreau și eu să văd certurile astea, sunt curioasă. Unde s-au întâmplat? Că dacă erau cu noi pe... percepțiile oamenilor, câteodată... Pe în junglă... Te-ai mai duce la Survivor, sincer? Da, m-aș mai duce dacă ar exista o distanță mult mai mare între sezoane, pentru că și ăsta a fost un factor care a influențat foarte tare pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru că eu în noiembrie mi-am revenit atât psihic cât și fizic. Iar când am aflat în decembrie că voi fi iarăși propusă pentru acest show, pentru acest proiect, m-am bucurat, dar totodată a fost o chestie foarte nasoală pentru mine, pentru că mi-am revenit foarte greu. A plecat și cu piciorul în buzunar. Jorge s-a recuperat repede, a plecat cu piciorul în buzunar. Hor gras? Jorge. Jorge. Vorbești de Jorge. Păi da, Jorge a plecat mult mai devreme în sezonul lui. Hai să facem un fel următor. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Alexandra Ciomagă rămâne alături de noi. Ne spune și câte kilograme a slăbit la Survivor. Ne spune și cum au primit-o cei apropiați acasă după ce a părăsit competiția și ne întoarcem imediat.